Comisia de cercetare disciplinară din cadrul școlii a finalizat ancheta în cazul cadrului didactic Alexandru Boatcă. În urma anchetei, profesorul s-a ales cu diminuarea salariului. Totodată, activitatea sa va fi monitorizată pentru a fi prevenite astfel de abateri. A fost sancționat începând cu 1.04.2017 cu diminuarea salariului de bază pe o perioadă de 3 luni. Cu 10%. Deși mulți se așteptau ca acestuia să-i fie desfăcut contractul de muncă, conform legii 1 a educației, profesorul se află abia la a treia etapă. Legea 1 a educației prevede următoarele sancțiuni posibile: observație scrisă, avertisment, diminuarea salariului pe o perioadă de la 1 la 6 luni, cu maximum 15%, și desfacerea contractului de muncă. A fost sancționat cu avertizare, cu mustrare scrisă, deci observație scrisă cu avertisment, asta e a treia sancțiune pe care o primește. Reamintim că profesorul ar fi agresat verbal și fizic un elev de 13 ani chiar la ora de muzică. Părinții elevului au depus plângere la poliție, dar și la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Alexandru Boatcă nu se află la prima faptă de acest gen. În anul 2012 ar fi venit la ore în stare de ebrietate, iar în anul 2015 ar fi agresat fizic o fetiță de clasa a 5-a.